Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din Dead by Daylight. Da, după cum știți, în episodul trecut ne-am jucat cu killerul, mai exact cu domnul Trapper aici de față. Stați un pic, trebuie să dau un pic mai încet. Așa. Pentru că mi se pare că nu mă aud și sper să mă aud bine pe video. Oricum, ne-am jucat dura trecută cu domnul Trapper, dar de data asta o să ne jucăm cu Survivorul și din câte am observat și ei s-au băgat cei trei pe care nu-i putem avea deocamdată. Da, nu-i putem debloca numai dacă cumpărăm noul DLC. Oricum, am făcut level 8 pe Nea. Așa, avem level 7 pe Jake, level 3 pe Mac și pe restul am level 1. Aș vrea să fac prestige pe toți, dar mai întâi să terminăm cu draga noastră Nea. Și din câte am văzut, nu sunt sigură, dar cred că putem să dăm la customize, nu? Nu, tot aceleași lucruri plictisitoare le avem. Dar dacă am fi cu killerul, de exemplu, am fi putut să îi facem lui o customizare. Ok. Ia să vedem. La loadout avem parcul ăsta. Toată lumea a dat mag, dar nu e nicio... Toată lumea a dat mag. Tocmai am realizat ce am spus și a fost foarte aiurea, mă scuzați. E primul video pe astăzi, deci îs un pic... Da. Cum să zic? Nu confuză, mai exact mă încurc un pic. Dar nu e nicio problemă, o să facem tot ce putem și o să facem match-ul ăsta cât mai caterincă posibil, ca de obicei. Oricum, asta a fost cu introducerea, hai să sărim direct în match. Bun, ne-am întors, suntem pe Auto Heaven Records, Azarvov's Resting Place. Suntem într-un resting place. Și habar n-am ce killer este. Salut, Jake! Bun, nu cred că am primit puncte pentru... Cineva a găsit killerul! Sper din tot sufletul să nu fie iepuroi ca tipa aia. Ce-am spus? Nici n-am văzut-o, nici n-am știut că e aproape. Fuck! Ce? Să stau aici? Nu mulțumesc. O cutiuță. Din păcate nu pot, pentru că e puraica. Fac și asta e hartă mică. E o hartă perfectă pentru ea. Și eu ce anume ar trebui să fac acum? E o hartă mică. Cineva a fost și rănit deja. Stai. Mi s-a părut că are păr pe totem. Ce ar trebui să fac, oameni buni? Spuneți-mi voi mie. O să mă duc jos și o să caut o cutiuță. Am găsit deja. Deci dacă... Deci, o prins un tip exact în primele minute ale meciului. Vă dați și voi seama cum mă simt? Ce ar trebui să fac? Am un medkit. S-ar putea să mor și să mor cu tot cu acest medkit. Dă-l încolo de medkit. O aud. Iar dacă am ieșit, am murit. E, asta e. Un tip e curajos, a dat un generator. Și eu mă ascund în dulapuri. Da, halal cu echipier. Și l-au dat jos pe ăla. Acum killerul o să vină încoace.
Și l-a dat iar pe jos. Și pe ălalalt. Oameni buni. Cea mai bună echipă 2016. Suntem în 2017. Dar nu-i nicio problemă. E cea mai bună echipă 2016. Dacă am bubuit generatorul, m-am dus. Și oricum am dus. Deci, oameni buni, habar n-aveți cum îs când pic pe hărți din astea minuscule, skiller care pot să arunce de la 11 miliarde de metri distanță de mine și eu, săraca de mine, trebuie să mă mulțumesc să prepar generatoare și să încerc să iau skill check-ul. GG, oameni buni, cea mai bună echipă ever! E, măcar să-mi fac și eu niște puncte. Apoi mă duc să mă moare. Meciul ăsta este pierdut. Îmi pare foarte rău, oameni buni. N-am șanse. Deci dacă scap de ăsta, trebuie să aștept după, să caut hatch-ul. Și nu prea cred că am eu suficient skill ca să și reușesc să găsesc hatch-ul. Acum, dacă le-ai prost, o conduce exact la mine și eu mor. Hai să văd dacă mai ajung să-l salvez pe tipul ăsta. Fugi, dracule! Faza nașpa la killerul ăsta e că dacă îmi dă un topor, m-am și dus. De aceea trebuie să fugi în zigzag. Hai copii să învățăm împreună fugitul în zigzag. Nu poți să vezi nicăieri unde mergi, dar trebuie să fugi. Uite-o. Ai fact. Mă scuzați, tanti. N-am vrut. Nu știu să fug de killer, oameni buni. Exact la basement m-am dus. Eu ce v-am zis, oameni buni? Mă moară. Măcar am făcut și eu niște puncte. Chiar dacă nu au fost suficiente. Ce să zic, a fost bun killerul. Nici măcar nu campează. Attempt escape. Poate reușesc. Ăla, să vedem unde îi. Îs doi. Și amândoi zrăniți. O să-i... Killerul nici măcar nu-i lângă mine. Sau poate... Nici nu aud, e fanfara prea mare. Și am avut și un medkit. N-ai ce face, oameni buni. Când e killerul bun... Mere și vă dați heal între voi, mă. Da. Și unii pe jos. Da, oameni buni. Nici măcar n-am făcut puncte de pe, deci pe bune. Dar măcar am făcut 20.000 de puncte. Dar cum am făcut așa de multe? 15.000 a făcut? Băi, ceva event. E ceva event cu double blood points? Pentru că nu cred că aș face chiar așa de mult într-un match. Ia să-i dăm la... Avem... Nu, n-am făcut niciun daily ritual. N-am idei, oameni buni. Primul meu s-a dus direct. Nu am latura trecută asta? Ia să vedem. Ok. Și asta.
Bun, acum o să-i dăm înainte. O să-i dăm aici. O să mergem, îi dăm un medkit. Ăsta și ăsta. Iar la offerings am aparent am offering-urile băguite pe acest caracter. Ok, o să folosim asta. Sau mai bine folosim Grandma's Book, că e o hartă al naibii de mare și măcar ne găsește din prima. Ok, suntem cu Cruel, cu Slash și ne mai trebuie un supraviețuitor. Până când intră ăla, ia să vedem shrine-ul. Adrenalina, de ce vreau să-mi iau adrenalina? Hai, da, dă-i și tu ready și hai să începem meciul mai repede. Așa. Cu domnul Fenomen. Suntem cu domnul Fenomen, deci totul o să fie în siguranță, oameni buni, nu aveți de ce să vă faceți griji. Așa, Grandma's Book și... Nu vreau să mă duc iar pe harta doctorului. Nu-mi place harta aia. Serios, oameni buni. Nu-mi plac hărțile gen labirint. Acum o să se bată în cap, în cap și o să iasă una și mai proastă. Parcă vedem că ne bagă pe col din farm. Oricum, oameni buni, o să sărim direct în match. Deci am revenit, oameni buni, suntem, suntem pe The Pale Rose Blackwater Swamp. Am câștigat, offering-ul meu a fost mai bun, suntem lângă 1, 2. Suntem toți aici. Bă, sunteți proști? Nu s-a stos după ce își buturugă! Nebunilor. Bă, ce prost ești. Ca și în meciul trecut, oameni buni, cu echipierii mei, mor în primele secunde. Trebuie să mergem să reparăm generatoarele. Pentru că altfel nu se poate, oameni buni. Deci trebuie să facem ceva aici, așa. O să mă pun aici, așa, la distanță mare. Nu sunt chiar la o distanță mare. Nu fă așa mare zgomot, vrei să te audă și să ne tragă un topor peste ceafă? Tași, bă, că suntem aici așa să prădăm! Nu e niciun generator. Cineva e la barcă. Nu plânge, că n-ai de ce. Hai că scăpăm de aici, așa tura asta. Hai, doar nu te-ai descurajat de tura trecută. Ciorile alea s-au auzit foarte aproape de noi. Uite acolo un generator. Stai, nu de acolo am venit. Nu contează. Fac. Acum știu unde mi-s. În altă parte. Trebuie să bubuim și alte generatoare. Da, oameni buni. Cred că iar o să avem meciuri groaznice, una după alta. Nu e nimeni aici. Și am lag, dintr-un motiv sau altul. Uneori am un mic lag. Care știți cât de urât face? Uite acolo un supraviețuitor. Prietene supraviețuitor, de ce dracu ai speriat-te ciorile?
Ești rasist? Tu vrei să speri ciori? Ești rasist? Dacă-l bubui, ești gay. Numai de pe acum îți zic. Nu mai speriați dracului ciorile alea, doamne, ce v-au făcut? Lăsați ciorile în pace. Așa, fuga. Ne vom despărți din acest moment, David. Ne vedem data viitoare. David, am zis că ne despărțim, nu mă mai urmări. Nu sunt interesată. Ne riscăm să-l facem pe ăla de pe navă? Oh, acum te dai cu două, hă? Ce, ați auzit ceva? Ați mirosit ceva? Da. Mamă, dar ce bine camuflată mi să-mi bag piciorul, dacă nu. Zici că aici așa mor scuipat developerii. Merem. Nu, bă, ăsta e locul meu. Aici așa lângă creangă. Ce știți voi? Cea mai bună iarbă de pe hartă. Vă las pe voi singur că eu sigurat aș bubui generatorul și nu va mă aș omorâ pe vreunul. Ok, acum știu unde nu trebuie să mă duc. David! Cum ai ajuns aici? Aparent David e vrăjitor. Da, asta are două. Doamne, bun, n-am idee ce să fac. David. Nu te risca. O, stai, el e un vrăjitor. Se poate risca. Stai așa, David, că vin. Bă, da. Trebuie să ocolezi, David. Pentru că așa au vrut developerii. Scuze, și tu trebuie să ocolești. Așa, Meg ne conduce. Conduce barca. Fac. L-am. Fac. Oh! Fuck. Oh! Unio! Asta nu este un killer. Asta e fucking ninja. Ninja e puroiul. Ninja e puroica. Nu, nu mă pune pe cârlig. Sunt prea tânără. Aveam prea multe speranțe de viitor. Bă, voi n-o să mă salvați, nu-i așa? Uite-te și tu cum stau acolo. Arată de parcă piatra ar avea ochi. Să nu-mi zici că mă campezi. Ba, mă campează. Oare ar merita să dau attempt escape? Vine ăla? Da, vine să mă salveze. Hai, Meg, dacă ai știut să conduci barca, știi să faci și asta. Nu, nu veni, nu veni, nu veni, nu veni! Fucking! Fuck you! Nu! Vine după mine! Meg! De ce m-ai scos când ai auzit-o că vine? Ai, Meg!
Da. I'm dead. Pentru o secundă m-am văzut pe mine moartă. Aia sunt cealaltă parte. Noapte bună, adio, oameni buni. Nu mai vreau să stau în meciul ăsta. Deci Meg m-a scos în secunda în care era killerul. Atâta timp cât nu a fost killerul, Meg nu m-a scos. Puteai să mă mai lași 5 minute, fată, pe cârlică, nu pățeam nimic. Numai ai adus killer, m-am pierdut și rank. A punct. Pip. Da. Am pierdut și astea. Oricum, hai să mergem să-i facem level la Nea. Un lucru mai aveam, nu? Pe bune. Ok. Oricum, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și cu puțină speranță, data viitoare nu se va mai întâmpla așa. Ai, nu știu cum de-am noroc să pic cu asemenea cu echipier. Dar, dacă, până data viitoare, eu am fost Cata cu 328, iar ne revedem în următorul video. Pa, pa!